Bună ziua! Am revenit cu un nou video cu căprițele noastre din ferma Eva. După cum se vede, au fătat toate. Iar acum am ieșit puțin la păscut. Iduția a lăsat acasă. Și au ieșit doar mamele să se relaxeze. Din păcate, anul ăsta e un an foarte prost în privința iedelor. Nu am decât două iede de la aceasta neagră. În restul toate mi-au făcut numai țapi. Inclusiv cele două mursiene. Toate mi-au făcut numai țapi. Ei, dar probabil la anul vom avea mai mult noroc, nu? Da. Ia, cuci fetițele acolo, haide. Hai, în partea cealaltă. A venit primăvara, a apărut chiar și floarea Paștelui, sper să nu mânce căprița, ca să pot să vi-o arăt. Ia să vedem, ia uitați. Avem floarea Paștelui înflorită, vedeți? Ce frumoase! Dacă o rezista acum, în următoarele zile, am înțeles că vor scădea temperaturile. Se anunță un an destul de bun. În privința lactației. După cum se vede, acum vom vedea. O să mai revin și în plin sezon cu iarbă, cu un nou video. Și o să mai discutăm. Acesta e momentan ugerașul căprițelor mele. După o perioadă de o lună jumate de stabulație. N-am mai avut timp să le mai dau drumul. Ei, nu te apuca. Fugi. Da. Vom reveni.